Bun găsit, dragi fecioare, la citirea săptămânii 9-15 decembrie. Haideți să vedem împreună care sunt mesajele voastre pentru această săptămână. Mai întâi de la Arhanghelul Gabriel. Wow, ce frumos începem citirea voastră! O săptămână de succes. Pur și simplu, Arhanghelul îți spune felicitări, ai reușit. Și mă gândesc acum la ce obiectiv te-ai gândit să-ți reușească săptămâna asta. Pentru că acela este succesul tău. Tot săptămâna asta avem două mesaje de la îngerii romantici. Poate fi, iată, o săptămână de pasiune, dacă te-ai gândit la ceva romantic, dar putem vorbi și de pasiunile noastre în alte direcții. Poate fi acel moment în care permiți inimii tale să se bucure. Îți dai voie să pictezi, să colorezi, să faci ce-ți place ție să faci cel mai mult pe lumea asta. Aia înseamnă pasiune. Înseamnă atunci când ne dăm voie să ne bucurăm de ceea ce ne place. Poate de o conversație cu prietenii, poate de o plimbare în aer liber. Acel ceva pentru care tu poți spune mă face fericit. Și totodată vedem aici și o deconectare de la tot și de la toate. Da, poate fi ca un fel de retreat. Pentru unii posibil o deconectare, pur și simplu stai în casă, îți dai voie să faci ce-ți place, să stai tu cu tine, cu iubii. Sau poate fi chiar o plecare pentru unii dintre voi. Vă dați voie să ieșiți din rutină, din acel program pe care cu toții îl avem în viața de zi cu zi. Săptămâna asta este și o săptămână foarte intuitivă, așa că atenție la ce mesaje îți vin, la ce idei îți vin, pentru că intuiția comunică foarte bine cu tine. Văd aici că ar putea fi niște câștiguri financiare din ce ai făcut tu în trecut, deci e o acțiune deja făcută, iar abia acum pot veni rezultatele. Atenție la riscurile pe care ți le asumi aici, să știi că ai o atenționare. Nu ți asuma riscuri aiurea săptămâna asta. Și mai avem aici, iată, patru mesaje. O nouă atitudine, o nouă casă, poate pentru unii dintre voi. Perioada de prosperitate și abundență. Vezi că primești niște vești săptămâna asta și faci ceva riscant, îți acorzi o șansă, dar vedeți că a venit și mesajul ăla cu ce risc îți asumi. Așa că acordați un pic de atenție acestei situații în care simțiți că riscul ar fi prea mare să faceți acel lucru. Voi simțiți, intuiția vă spune unde e prea riscant sau depinde acum și ce e. Ca pe pierdere acolo, da? Pentru că atunci când spui că mi-asumi un risc, înseamnă că pui în calcul o pierdere. Vezi ce implică acea pierdere. Și dacă e una extrem de mare care ar conta în timp, mai bine nu fă. Bun. Nouă de spade aici ca energie generală pentru voi îți spune clar că ești în frică. Ai o teamă care nu este necesară sau, dacă vrei, mai bine spus, nu ți-e utilă. De moment, tu ești bine, dar te îngrijorezi pentru viitor. Asta mi-arată mie această carte și energie. E ca și când suferi de scenarit, îmi place mie să spun așa, sub formă de glumă. Adică, de moment, lucrurile sunt ok, ești în siguranță și tu și familia ta, dar ai tendința aia, mă, și dacă în viitor se întâmplă și dacă nu mai știu eu ce... Nu are rost să te gândești, pentru că dacă suntem realiști, nici măcar nu este garantată ziua de mâine. Singurul moment garantat e ăsta de aici și acum, pentru că în secunda următoare totul se poate schimba. 9 de cupe aici arată împlinirea dorinței tale. Aș putea spune și eu aici, văzând această energie în care tu ai putea fi, felicitări, ai reușit. Da, dorința ți s-a împlinit. E clar, o mare bucurie pentru tine săptămâna asta. O bucurie și o dorință împlinită care te face pe tine să spui: wow, am reușit și am încheiat treaba asta.
Pentru că avem aici cartea Lumii, o arcană majoră importanță care ne vorbește de o închidere, de un ciclu încheiat, un cerc total parcurs din care tu poți ieși. Dar vine cu fericire, vine cu bucurie, cu succes, ca atunci când ești laureat, când ești premiat, că ai terminat liceul, că ai terminat școala generală sau știu eu ce. Da? Cam așa ceva. Ai parcurs un ciclu în care ai învățat lecții, ai avut provocări, ai avut știu eu ce ai mai avut-o acolo, iar acum s-a terminat. Sau poate e vorba de ceva mai simplu, un proiect, o treabă prin casă, o situație. Și bineînțeles că întotdeauna când ceva se închide în viața noastră, trebuie să ne apucăm de altceva, pentru că na, așa merge viața, nu putem pur și simplu să stăm. Și văd aici cu ei de la zero. Ai reușit acolo, ți s-a împlinit treaba, e ca și când împlinești un obiectiv, așa simt eu pentru tine săptămâna asta, ți-ai împlinit obiectivul ăla. Bun, acum mă focusez pe obiectivul celălalt. Și văd aici foarte mare curaj, riscuri asumate, iarăși vorbim de riscuri, da? Numai că acum, pentru că tu ai avut deja o reușită, adică vii cu o experiență reușită în spate, e și credința mult mai mare. Nebunul are o credință de fier. El știe că Dumnezeu e acolo cu el și că îl ajută în ceea ce are de făcut. E, să știi că succesul de săptămâna asta îți va schimba ție credințele. S-ar putea ca tu săptămâna asta să o închei spunând, uite-mă că se poate. Uite că se poate. Văd aici la voi o materializare concretă, conturată, palpabilă. O dorință a ta care devine realitate, care poate până mai ieri ți se părea greu de realizat sau poate imposibil pentru unii dintre voi, e, săptămâna asta Dumnezeu îți spune, uite mă că se poate. Uite că se poate și așa. Și văd aici că odată cu întâmplarea asta, credința ta se va schimba. Și să știți că în momentul în care schimbăm credințele, totul este posibil. 7 de spade. Arată aici o atitudine. Da, e vorba de atitudinea aceea, îmi văd interesele mele, știu ce vreau, știu ce îmi doresc și merg în tocmai acolo, fără să știe stânga ce face dreapta, fără să știe X, Y ce fac eu, pentru că aici e un soi de ascunziș, de departe de ochii lumii. Lasă că nu trebuie să știe lumea. Eu mă duc acolo la țintă, mi-ating obiectivul și după aia poate să afle lumea de succesul meu. Dar până, poate chiar am de-a face aici cu unii dintre voi care spuneți, spun după ce am făcut, nu înainte, că înainte poate să fie ochii răi și să, da, că mai există și astfel de situații. E, cum, na, viața vine cu de toate, văd și treiul de spade aici, care poate veni cu o dezamăgire pentru tine săptămâna asta, dar, este de fapt momentul vindecării tale. Este poate un succes care îți vindecă o supărare, o rană. Te-aș întreba acum, dacă ai fi face to face, de ce suferi? Ce te doare? Cine te-a dezamăgit? Cine te-a supărat? Să știi că succesul de săptămâna asta pe tine te vindecă, dacă încă doare acolo. E ca și când găsești alifia sau ingredientul ăla magic care vindecă așa instantaneu bubița aia pe care o ai tu. Este și momentul în care te eliberezi de trecut. Treiul ăsta de spade arată suferința ta, arată durerea ta pe care o poți vindeca. Da? Este o săptămână, aș spune eu, foarte, foarte importantă. Și haideți să și concluzionăm cu un mesaj din acest oracol, citirea voastră, una foarte, foarte bună. Succesul strălucitor. Fecioarele mele dragi, care sunt destul de active pe canalul meu, ia să-mi scrieți, domne, ce succes o să aveți voi săptămâna asta, ce reușiți voi să faceți, că sunt prea evidente mesajele. Folosește-te de oportunitate, de fiecare oportunitate favorabilă și o putere superioară lucrează alături de tine. Puterea ta superioară vezi că stă în intuiție. Ascultă ce îți vine să faci, vezi ce tendința ai, spre ce să te duci și bineînțeles ascultă semnele. Pentru că Dumnezeu întotdeauna ne arată calea într-un mod subtil, dar dacă noi suntem conștienți și prezenți, le vedem și putem, bineînțeles, să ajungem acolo unde ne dorim cu toate aceste ajutoare de care avem parte. Așa că, dragilor,
ce pot să zic? Vă doresc o săptămână minunată și vă mulțumesc pentru suport, vă mulțumesc pentru susținere, că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru like-urile voastre și mesajele atât de frumoase care contează mult pentru mine, pentru că vin ca o confirmare a muncii mele, pe care cred că o simțiți că o fac din toată inima. Vă mulțumesc și vă urez cea mai frumoasă săptămână!